La înainte de cexul ăsta m-am uitat și eu la televizor, da, așa, și se scria că va fi nenorocire, va fi urgie, se vor întâmpla, da, ceva lucruri. Și am, bun, zic, ok, habar n-aveam, îți dai seama, eu și am crezut ce scria pe ecrane. S-a întâmplat sau nu s-a întâmplat ceva îngrozitor? Nu, nu s-a întâmplat nimic, a fost o atmosferă. Cum nu s-a întâmplat nimic? Atunci de ce ne mai țineți dacă nu s-a întâmplat nimic? A fost o atmosferă chiar foarte relaxată. Discuțiile, da, în general, s-au axat pe buget. Mai precis, președinții de consilii județene au avut mai multe nedumeriri, au pus mai multe întrebări, ministrul de finanțe a fost de față, le-a răspuns și s-au luat câteva decizii pe buget. În rest, nimic din ceea ce se scria în presă, nimic din ce se aștepta, nu știu, hashtag rezist. Lumea s-a așteptat să-l, adică, mă rog, unii s-a așteptat să-l mazilească pe Dragnea, nu știu exact. Cine, dacă am, asta era ideea, nu? Iar alții se așteptau să fie maziliți de cei Dragnea, care vor să-l maziliască pe Dragnea. Corect, corect. Adică, da. Nu corect. Prea mai sunt în partid, că și-au cam făcut loc în alt partid în ultimele zile. Da, e foarte interesant ce ați decis, dacă ați decis ceva în legătură cu domnul președinte Klaus Iohannis, pentru că există o declarație a președintelui PSD, domnul Dragnea, în legătură cu felul în care domnul Iohannis nu numește niște miniștri. Și haideți să vedem declarația și să vedem ce o să se întâmple după această declarație a domnului Liviu Dragnea, președinte PSD. Decizia noastră este să mai așteptăm puțin. Să vedem domnul președinte Klaus Werner Iohannis dacă ne spune ceva, dacă răspunde cu ceva, dacă ne spune de ce nu a vrut, de ce nu-i vrea, de ce nu... Poate ne răspunde și de ce blochează numirea unor ambasadori. La începutul lunii decembrie spunea că se impune ca din ianuarie să se depună o plângere penală pe numele lui Klaus Iohannis. Doream să vă întreb dacă mai susțineți acest demers. Categoric da. Și o să faceți ceva în acest sens? Păi, dacă am spus că o susțin, domnișoară. Nu am niciun semnal legat de cele două propuneri, de cele două ministere. Speranța mea și este ca în această săptămână președintele Iohannis să dea un răspuns clar pentru a vedea cum procedăm. Deja a trecut o lună din președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene deținută de către România. Avem directive importante, avem acte normative importante pe agenda europeană și credeți-mă că lipsa doi miniștri în guvern, chiar dacă domnul Teodorovici, doamna Plumb, au încercat să fie cât mai activ pe plan european, acest lucru se cunoaște pentru că este o muncă dublă, atât în guvernul României, cât și la nivel european. Și gândiți-vă ce înseamnă încă două ministere pe doi miniștri. Bun, până la urmă, ce-i faceți lui Iohannis dacă nu-i numește? Ce-i faceți? Ne avem niște carențe legislative, în sensul că nu există până la ora actuală o lege care să îți dea un termen, ție ca președinte, cât ai voie să tragi de timp, ca să zic așa, pentru a face numirile de miniștri. Chestiunea asta cred că se va rezolva foarte repede printr-o ordonanță de urgență. Acum Parlamentul s-a întors din vacanță, se pot da ordonanțe de urgență. Adică nu prea ies ordonanțele de urgență. Da, până acum a fost și Parlamentul în vacanță, da, și știu, nu s-au și putut da ordonanțe de urgență. Acum general, este altă chestiune. Mai greu. Da, mai greu. Depinde. La unele ministere mai greu, la altele foarte repede. La care merge cel mai greu ordonanță? La justiție. La justiție. Da. Da, să revenim la domnul Iohannis. Altă întrebare. Mulțumesc. Să revenim și reformulez întrebarea cu privire la domnul Iohannis. Îi faceți ceva domnul Iohannis dacă nu numește... Bun, eu am înțeles și poate am înțeles eu, scuzați-mă, poate eu m-am lovit la cap în weekend și poate am înțeles eu greșit, deci până la urmă v-ați întâlnit la cexul ăsta ca să vedeți ce faceți cu Iohannis și ați decis că să mai așteptați? Nu. Adică v-ați întâlnit ca să mai așteptați puțin? Nici nu a intrat în discuție astăzi acest subiect. Din punctul nostru de vedere este foarte clar. Adică, așa cum a spus Curtea Constituțională, prima nominalizare, președintele poate să o refuze. Ceea ce s-a întâmplat în cazul meu la transportul și în cazul lui Ilan Laufer la dezvoltare. A doua nominalizare, președintele nu mai are dreptul să o refuze decât dacă există motive de nelegalitate. A amânat prima decizie în sensul că nu i-au parvenit toate documentele, spunea domnia sa, deși în 30 de ani
Nu ați vrut să spuneți altceva decât ați spus. Nu am vrut să spun altceva, s-ar potrivi, dar nu, chiar n-am vrut să spun altceva. Iar apoi guvernul României i-a transmis toate aceste documente, deși timp de 30 de ani nu s-au cerut pentru niciun ministru. Adică acel cazier judiciar, buletinul ca să dovedești că ești cetățean român și ai domiciliu în România. Am dat chiar și o declarație pe proprie răspundere la notar că nu am făcut poliție politică, deși aveam sub 16 ani la Revoluție și legea nici măcar nu cere acest lucru. Da, la ora actuală are tot dosarul complet, practic nu mai are niciun fel de motiv să refuze. Da. La ce notar ați dat declarație? V-ați dus la notarul din Sibiu? Un notar care stă cu mine în bloc. Da, dar acum revenind totuși, că întrebarea e bună, importantă. Da. Adică, până la urmă, domnul Iohannis, îi faceți vorbe sau îi faceți fapte? Domnul Klaus Iohannis va trebui să iasă săptămâna viitoare. Poate îi faceți o pârtie, mă gândeam. Pârtia ar putea să fie ordonanța de urgență, care să îi dea un termen limită în care să facă schimb. Numirile. Mă gândeam că poate face să vină mai repede pe schiuri. Sau pârtie de schimb, da.